Ce e azi? Azi e joi! Ne-a fost tare dor de voi. De aceea, înainte de a intra în culisele episodului de astăzi, am o întrebare. V-ați gândit vreodată cum e să trăiești mai multe vieți într-una? Fie că da, fie că nu, invitatul nostru de astăzi ne va răspunde la această întrebare și la multe altele. Doamnelor și domnilor, Daniel Stănciucu. Și spune-mi tu, Daniel, câte ceva despre tine. Adică, cine ești tu ca om, cine ești tu ca profesionist? Numele meu este Stănciucu Daniel Adrian, am 23 de ani, sunt din Cornu, crescut în Câmpina. Am terminat facultatea de actorie, am terminat un ATC, specializarea artele spectacolului, actorie, anul trecut în iunie. Deci să spunem că după diplomă sunt actor, am câteva spectacole la activ, dar cu ce mă ocup în principal și ce mă ocupă cel mai mult timpul în momentul de față, sunt sound designer. Practic, sunt compozitor de muzică pentru spectacole de teatru, spectacole de coreografie, film, reclame, you name it. Lucrez cu artiști, rapperi, rockeri, orice. Am, practic, prin experiența de sound designer, ajuns să faci foarte multe genuri muzicale. Am făcut techno, metal, trapanele, trap, manele, muzică folclorică, de toate, de toate, grecească. Și ajungi în foarte multe tipuri de proiecte, pentru că observ că ai colaborări din toate ariile, de la filme, la spectacole de teatru, la artiști cu melodii de ajungi să faci diferite. Cât mai multe, da. Mai ales când mergi pe un sistem de ăsta multidisciplinar. Eu m-am apucat de muzică și de teatru undeva pe la 15 ani, dar dintr-un soi de pasiune de asta copilărească, care te face să împingi, să ai drive, să le faci, chiar dacă nu ai tu vreun plan măreț cu asta. Și după ce am terminat liceul, am dat la actorie, dar în același timp, adică mergeam la școală de la 9-10 dimineața până pe la 7-8 seara și apoi de la 8 seara intram în studio până pe la 2-3 și le făceam cam în același timp. În perioada aia făceam beat-uri prin anul întâi, doar beat-uri de hip-hop, trap și practic îmi făceam mâna. În timp ce învățam și să joc, cum ar veni. Asta voiam să te întreb. Tu, teoretic, ai spus că după diplomă ești actor, dar cu toate astea ești sound producer, dacă am pronunțat producer, corect. Sound designer. Sound designer. Și voiam să te întreb, cum ai ajuns de la actor la sound producer, sound designer? Cumva a mers organic, nu am forțat nimic. Afară de a le forțat amândouă în același timp. Mi-a plăcut foarte mult. Nu știu. Cred că asta e tot ce pot să spun în mare, care să însumeze toată treaba asta, să esențializeze. Cumva pentru că m-am apucat în același timp, ele s-au dezvoltat ușor, ușor, din nou. Nu am avut niciun profesor de chitară sau de canto, nu am făcut niște cursuri plătite de teatru. Am fost la un curs practic de dezvoltare personală, la trupa de teatru Mircea Albulescu de aici, din Câmpina. Am avut și două invitate de acolo. Și Sara a trecut prin trupa de teatru. Și eu am trecut. Și cele două invitate sunt în trupa de teatru. Acum chiar au fost la un festival unde au luat și ceva premiu. Felicitări. Da, felicitări de mea. Și am dus în același timp mate info la energetic. Am terminat matematică informatică. Undeva printre a 10 am făcut acest switch în care eu prima dată doream să am o viață normală, să fac cibernetică, să chestii de genul ăsta. După, îmi dat seama că nu-mi place neapărat și că ceva e aici, în partea asta de partea asta culturală, partea asta artistică, poate. Nu că m-aș fi considerat sau că poate acum încep să mă consider puțin din prea mult ego, poate, dar înainte nu consideram că e vreo artă pe care o fac sau ce. Era o joacă foarte plăcută, de care mă bucuram foarte tare. Fie să cânt la chitară prin parc până la 4 dimineața, fie să mai facem un spectacol de teatru așa cum putem noi cu resursele noastre interne și să mergem prin festivaluri dacă prindem. Dar nu a fost niciodată despre a deveni cel mai bun sau despre a face ceva concret din asta, până când am ajuns la facultate, unde acolo încep să-ți dai seama că trebuie să dai din coate. Trebuie să-ți găsești ceva prin care să te susții cumva financiar, îți trebuie un acoperiș, îți trebuie. Și cumva în domeniul cultural, mai ales în studenție, nu prea faci bani. Și aici a venit foarte mult în ajutor partea asta de muzică, toate proiectele pe muzică, care mi-au dat un mi-a dat o oarecare bază pe care să mă pot susține, să pot să-mi plătesc chiria și toate cele și să pot să-mi duc cursurile mai departe.
Deci nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Cum ai trecut de la actorie la cum am trecut? Designer? Practic n-am trecut niciodată întru totul. Ești între. Sunt cam între și cam mereu am fost între, dar stai să văd dacă pot să fac să aibă sens. În anul întâi eram super 50-50 pe amândouă. Și am ajuns în niște condiții de sănătate nu tocmai favorabile. Eram foarte obosit, atacuri de panică, burnout. Chiar voiam să te întreb, că spuneai că terminai undeva la 2 dimineața ziua. Așa era prin anul întâi, acum e vreo 4-5 dimineața. Cred că te obișnuiești, nu știu. Zici? Te obișnuiești, nu neapărat că te obișnuiești, adică pe de o parte te obișnuiești, pe de altă parte cred că și permit acum resursele mele interioare, adică cât duc, practic. Păi da, la asta mă gândeam, că te obișnuiești, dar la un moment dat nu mai duce corpul atât de mult, știi? La asta mă gândeam când am zis că nu. Da, și de multe ori ajungi să nu mai poată corpul să ducă și atunci chiar trebuie o pauză, forțat sau neforțat, trebuie o pauză. Uite, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult să intru la București, să ajung la București, pentru că soiul ăla de viteză și de haos pe mine m-a motivat extraordinar. Adică, cât eram aici, sigur, foarte drăguț, aerul curat, trece timpul un pic mai greu, dar nu mă simțeam la fel de motivat și de atrage cât m-a făcut Bucureștiul să trag. Sigur, vine și cu reversul medaliei, în care acum doresc să mai evadez și fac tot posibilul să evadez măcar o dată pe lună din București. Nu-mi place să mă refer la plecată din București ca la o evadare, că chiar e. Adică... Ești prins acolo în zumzetul ăla, ești ca într-o... Da, trebuie să fii în 30.000 de părți, să mulțumești pe toată lumea sau nu, să faci cumva să fie toată lumea bine și să poți să-ți faci treaba mai departe ca să-ți continui, să ții conexiunile cât mai strânse, să faci parte, să găsești oameni mișto cu care să poți să lucrezi, să ajungi să lucrezi cât mai mult ca să poți filtra oamenii cu care lucrezi, întrucât să ai parte de procese creative cât mai sănătoase, cât mai ok și din care să iasă spectacole sau produse artistice cât mai... Răspund că asta e dependent, adică calitatea produsului artistic în final e dependentă și de chimia dintre tine și cei cu care colaborezi. Absolut. La asta te referi prin a cunoaște cât mai mulți oameni ca să poți să faci o selecție. Da, exact, o selecție. Poate sună dur să zici că îți alegi clientela, dar în același timp, după ce o faci foarte mult timp, cu timpul vin foarte multe țepe, vin foarte multe situații neprevăzute și... Tocmai asta, mi se pare că ăștia 20-30, acești 10 ani, sunt foarte buni pentru a te da cu capul de toți pereții. Să cunoști cât mai mulți oameni, să rămâi cu cei mai buni, să înveți cât mai mult și să ții ce ai nevoie pentru atunci când vrei să te stabilizezi și să ai o bază foarte bună și calitativă a ceea ce faci tu. Și să decizi, adică ai timp, mi se pare că ai timp, cam ăștia 10 ani, să decizi cine ești, ce faci, pentru că e foarte confusing totul, mai ales... These days. E în regulă că e așa. Adică, cred că da. Cred că toți ne panicăm când se întâmplă lucrul ăsta sau în procesul ăsta, ne panicăm pentru că se simte puțin perturbator să fii atât de în aer. Dar în același timp cred că e natural să fii în aer în perioada asta vieții tale. Adică cred că doar acceptând faptul că e perfect în regulă să fim așa, încă nedefiniți, e deja un prim pas spre a ne simți mai bine în perioada asta în care ne definim. Dacă vrei poți să și romantizezi asta, să zici cât de frumos este să fii broken. Da, sau, nu știu, să fii incert. Exact. Da. Deci spuneai că în anul întâi de facultate erai 50-50, între actorie și muzică. Da. Și ce s-a întâmplat mai departe? Pentru că înțeleg că deja acum parcă partea muzicală clină mai mult în viața ta. Acum, da, clar înclină mai mult. După anul întâi în care am fost acest 50-50, în care doar mi-am greșit mie foarte mult, încercând să le fac pe amândouă la maxim, am început să fac sistemul ăsta de 75-25, dacă vrei, în care am grijă ca la școală să fie totul bine, că ești la o facultate, ai vrea să o termin cu bine și să înveți și tu ceva, să-ți rămână ceva, să pleci de acolo cu niște tool-uri. Așa că pe parcursul semestrului făceam cât mai puține proiecte pe muzică, cât mai multă treabă la școală. Iar în vacanțe prioritizam muzica. Mai luam câte un proiect, 2-3, mai făceam beat-uri, oricum în paralel mai făceam beat-uri ca să nu puteam să stau departe. Dacă simțeam să mă duc să mai arunc 2-3 idei, trebuia să intru în program, să mai compun 2-3 idei pentru cine știe când. Dar da, sistemul ăsta de 75-25 mi-a prit mai ok, a fost mult mai ok. Și așa am dus-o anul 2, anul 3. În anul 3 deja am început, am fost un caz norocos
în sensul în care am prins foarte multe proiecte și atunci am putut să le fac pe amândouă, am început să mă susțin și mai bine financiar și mi-am găsit și un ritm în care să fie un pic mai sănătos pentru mine și în continuare să fac lucrurile pe care ar trebui să le fac ca să cresc. Na. Deci ce spuneai tu că ne-ai definit, uite, vezi, în 3 ani deja se vede că te-ai mai definit încă. Da, câte puțin, da. Acum am ieșit din școală din iunie, deja a trecut un an și de când nu mai sunt în școală și de când trag singur, dau din coate singur, asta vreau să spun. Și da, am luat mult mai multe proiecte pe muzică acum, am compus mult mai multă muzică, lucrez activ la 2 albume, unul cu un grup de oameni, de prieteni, tot de aici din Câmpina, și unul solo, pe care eu compun compun toate versurile. În proiectul cu băieții mă refer la strofa mea când compun toate versurile. Mai acolo fac foarte multă producție, fac foarte mult zona de beat-uri pe care le facem. Beat-urile pentru piesele pe care le facem. Este o zonă mult mai punkistă, trap punkist, are sens, nu știu. Poate ce-a vrut Shatra. Să facă. Da. Sau Odd Future sau you name it. Grupuri de genul ăsta care au și un soi de punk reală, dar merg în N stiluri muzicale, N genuri, genre, bending, cumva. Și proiectul meu solo, unde practic exploresc ce-mi place într-un X număr de ani. Da. Și ăsta e un proiect foarte special pentru mine la care lucrez acum. Lucrez deja de 3 ani. De 3 ani deja adun material și sper să încep să scot piese undeva în toamna asta. Păi atunci în toamna asta știi unde vii, nu? Vin din nou aici. Ne auzim din nou. Că deja ai venit în toamnă. Da. Dar mai vin o dată în toamnă. Un pic de teaser așa. Da, pentru că e foarte interesant ce spui. Eu n-am mai cunoscut n-am mai cunoscut oameni care să-și facă un album solo niciodată. Nu știu cum funcționează treaba asta. Pentru mine e ceva interesant, așa că cu siguranță și pentru mulți oameni de acasă e ceva interesant. Deci poate. De asta vreau să discutăm despre astea mai multe, dar în același timp aș vrea să te mai întreb ceva. Tot am rămas la gândul ăsta. Ai ales să faci actorie. Cum de n-ai ales să faci ceva pe muzică? Pentru că nu am găsit în țară, cel puțin, să studiez ceva în direcția asta și nu am vrut să mă arunc la conservator pentru că nu m-am gândit niciodată că aș putea intra acolo, pentru că nu am teorie muzicală vastă, sunt, dacă vrei, lăutar fără să jignesc lăutarii, în sensul că am învățat totul singur, pe auzitele, ce mi s-a părut că sună bine, am internalizat și ușor, ușor am făcut și niște research pe partea asta de teorie muzicală, tot făcând. Dar nu s-a legat de mine teorie muzicală sau să fiu maestru pe vreun instrument, întrucât să pot da la conservator sau să fac un studiu de genul ăsta. Plus că eu voiam un studiu mai degrabă pe sound design, pe muzică pe calculator, pe muzică poate electronică. Și de asta nu am avut. Posibilitatea de a studia în afară nu am avut-o. Fie financiar, fie pur și alte contexte. Am încercat la master, am dat la master la arta sunetului de film la noi la școală, la UNATC. Dar m-am dus acolo pentru a pleca cu Erasmus. Am aplicat la Erasmus și am găsit câteva universități în Berlin, în Valencia, care erau fix pe profilul pe care îl caut, pe specializarea asta de, se numeau Creative Development. Practic, tu le arătai ce faci. Se referă la creative development, dar în muzică. Practic, să-ți găsești timp de 2 ani identitatea artistică și ei să finiseze ceea ce propui tu. Da. Poate o să fac asta la un moment dat. Mi-ar plăcea foarte mult să studiez în afară și să deschid un pic orizonturile, să-mi deschid puțin ochii în direcția asta. De la acest master m-am lăsat ulterior, pentru că au intervenit și alte proiecte pe teatru și nu am mai putut onora cu prezența. Dar și pentru că practic ce făceam acolo nu era ce aveam eu nevoie, dacă are sens. Adică făceam folies, făceam priză directă pe set, să țin microfonul, făceam foarte multă inginerie de sunet, adică foarte multă parte teoretică și partea asta de postproducție a unui film. Care nu-mi displăcea neapărat, dar nu era focusul meu și nu mi s-a părut corect să termin ceva doar pentru că l-am început. Aș fi vrut să fie ceva în care să cred și din care chiar să mă las așa să absorb. Și desigur, puteam face asta și la arta sunetului de film, dar nu era focusul meu.
Asta e o lecție foarte importantă, să nu trebuiască să termin ceva doar pentru că ai început. Da, da, mi-a luat puțin să trec peste, nu știu, poate de exemplu cuvintele lui tata care îmi spunea, bă, ai dat acolo, ar trebui, uite, și la buget, îți pierzi un an de buget, mai bine îl termin dacă tot ai început să faci asta. Și am pus pro și contra, mi-am dat seama de ce am nevoie și nu cred că de asta am avut nevoie. Așa că de ziua mea mi-am scos dosarul. Chiar de ziua mea. De ziua mea, pe 13 decembrie, m-am dus și am predat foaia. Da. Dar foarte interesantă povestea asta, pentru că foarte mulți tineri încep facultăți și le termină doar prin presiunea asta socială și poate și familială că da. Ai început ceva și de ce nu termin? Trebuie să o termin, nu? Da. Nu ești destul de bun dacă nu o termin? Cum adică? Dai înapoi? Cine ești tu? Nu știi cine ești? Sunt foarte multe întrebări care de fapt rănesc un om în formare, până la urmă. Da, se aduc mai multă confuzie decât aveai deja. Da. Deci exact ce n-ai nevoie. Și spune-mi puțin despre facultatea de actorie, pentru că da. Eu te-am cunoscut pe tine într-o poate teatru. Pe vremea aia și mă gândeam la actorie, n-am ajuns să fac un ATC, mi-aș dori să fac într-o zi pe actorie, dar sunt curioasă ce materie aveți acolo, pentru că mulți auzim de actori, dar noi nu suntem conștienți exact, voi cum învățați să fiți actori? Ok, ai maestria, de exemplu, intri la actorie, ai maestrie, scuze, Albert, am atins aici microfonul, ai maestria arta actorului, unde în anul întâi, o să le zic mai întâi pe toate și apoi dacă vrei intru și în detalii. Ai maestria actorie, ai mijloace, care sunt expresie corporală, canto. Și care scenică? Canto. Și vorbire scenică. Nu, vorbire scenică, canto și mișcare scenică. Uh-huh. Astea cred că sunt mijloacele, dacă nu mă înșel. Și apoi mai ai teoretice, istoria teatrului românesc, istoria teatrului universal, istoria culturii și comunicații, istoria ICC, istoria culturii și comunica. Știi care ți-a părut cea mai interesant dintre materiile astea? Mulțumesc că m-ai tăiat. Mai degrabă. Nu că te-am tăiat, dar ideea e că mai presus de astea, curioasă cu ce te-a impactat pe tine. Adică sigur a fost acolo o materie la care tu nu te așteptai, poate că, înainte să te apuci de facultate. Nu neapărat. Te așteptai la toate? Cam la asta mă așteptam, da. Okay. Mă așteptam să mă ia pe toate, toate flancurile. Din toate părțile, fie, adică și pe mișcare. Și pe... Am avut noroc, eu am fost prima generație de studenți care a făcut teatru fizic. Până la generația mea nu prea se făcea dans contemporan sau inițiere în dansul contemporan sau limbajul trupului. Făceai mișcare scenică, făceai niște coreografii ca să ai o bază, dar nu mergea atât de intens cum mergem acum. Pentru că generația mea și generațiile care vin din urmă suntem multidisciplinari. Putem să ne și să ne mișcăm și să cântăm și să jucăm. În general, la actorie doar jucai și dacă mai aveai vreo latură, nu știu, aveai voce, dezvoltai și asta. Aveai mișcare, dezvoltai și asta cu niște workshop-uri, cu niște... Pe mine m-a toate. Uite, pot să-ți spun, da, acum le cam faci pe toate și pot să-ți spun o chestie interesantă că, legat de întrebarea ta. La teatru fizic nu mă așteptam să-mi placă, era un opțional. Este acest opțional de teatru fizic de care se ocupa domnul Ștefan Lupu, coreograf, actor, de toate. Am semnat acest opțional și m-am dus la primul curs. Eu nu am dansat niciodată în club și nu mi-a plăcut niciodată să dansez în club, să mă exteriorizez în felul ăsta. Am fost mai timid, mai anxios, mai închis așa. Și m-am băgat la acest curs, mi s-a părut că ne omoară fizic și eu am început să chiulesc. Și mi-a zis, băi, măcar vino până la finalul semestrului, ca să te trec cu 5 și după asta nu ne mai vedem niciodată. Și am zis, bine. Și stând acolo, am început să și ascult, vrei, nu vrei, asculți. Și am descoperit că îmi place să dansez și că dansez foarte ok chiar. Și îmi dezvoltasem zona asta de, eu pe la 13-14 ani făceam parkour, salturi, tot felul, ne mă jucam și mi-a oprit foarte mult acum. Am descoperit că am un oarecare instinct pentru asta, în ale dansului, în a-ți mișca trupul. Nu am avut niciodată o tehnică extraordinară, dar am avut pragul ăsta că pot să dansez. Eu care credeam că n-o să dansez niciodată. Poate ăsta a fost un prag important. Cine ar fi crezut că vânătăile de la 13 ani
să dovedesc utile acum. Da, 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 acum un sens, da. Și că pot să le... Da, cred că asta a fost, a fost cel mai mare, cea mai mare surprindere a mea. Știi de ce te întrebam? Pentru că, în general, noi percepem oamenii care sunt artiști, care fac artă într-o formă sau alta, că sunt scriitori, că sunt soliști și așa mai departe, îi percepem ca pe niște talente care s-au născut așa peste noapte. Pur și simplu un spirit creator, s-a trezit în omul ăla și cred că e foarte multă muncă în spate și că de fapt e și multă tehnică în spate. Asta te-am întrebat legat de materii și legat de ce a fost acolo, dacă te-a surprins ceva, pentru că, de exemplu, pentru mine, care eu sunt un om, ca majoritatea probabil, nu am citit programa de materii de la UNATC sau de la actorie sau habar nu am ce e acolo și probabil că nu mi-aș fi închipuit vreo secundă că există genul ăsta de materie, cum spui tu, mișcare fizică la modul de coreografie și așa mai departe. Adică mă gândeam că poate cel mult vă învață să mișcați corpul în direcția a ceea ce spuneți, să aibă un sens. Da, da, da. Dar da, cam atât, nu m-am gândit la așa ceva, de exemplu, știi? Și asta voiam să te întreb. Consider că în spatele unui actor, unui artist, unui orice din zona asta a artelor, se află foarte multă muncă sau se află mai mult talent? Cred că se află foarte multă muncă. Cred că... cred că poți să ai talent, dar nu l-aș numi talent, cât poate mă duc într-o zonă prea spirituală, cât ți-a fost dat ceva ce tu, dacă îl șlefuiești cum trebuie și îl crești frumos ca pe propriul tău copil, poți da mai departe lucruri foarte frumoase cu acel lucru pe care l-ai primit din naștere, dacă vrei. Dar eu unul nu am primit, nu consider că am primit ceva gen, pe față de la naștere, în un soi de talent de ăsta... Nu am consider tu, cred. Nu consider până la capăt. Adică, sigur, o inclinație naturală spre partea asta artistică, cred că am. Asta zic, sunt că nu consider tu, dar mie mi se pare evident că ai. Ok. Atunci să zicem că am, stabilim că am. Dar am ajuns să fac toate lucrurile astea pentru că am luat-o de la zero. Adică m-am apucat să cânt la chitară pentru că îmi cânta fratii meu. Avea această pasiune, deși nu a dus-o niciodată mai departe la un nivel profesionist. El cânta prin casă, apoi a plecat la facultate și nu mai cânta nimeni în casă și mi-a plăcut și mie să cânt. Și așa că am început eu să cânt. Voce nu am avut vreo 3-4 ani, după aia am început să iau notele mai ok, tot așa făcând și tot făcând. Dar am învățat de pe net, practic. Poate acest talent sau această inclinație pe care o am a favorizat progresul meu. Dar nu am considerat că talentul m-a făcut pe mine sau că talentul face neapărat pe om. Sunt niște oameni cu, poate sunt niște oameni acolo cu sclipiri, cu talent extraordinar și care poate n-au depus așa de multă muncă ca alții, I don't know. Și care poate au bubuit în felul ăsta și ulterior au mai clădit cu informații, cu experiențe, au mai învățat lucruri pe parcurs și au mai muncit pe parcurs, nu știu. Nu pot să vorbesc pentru altcineva, e foarte greu. Eu pot spune că am muncit și că muncesc extraordinar de mult pentru asta și n-aș face dacă n-aș crede în asta 200%. Ce frumos ai zis, te trebuie scos așa ca un quote, tocmai ce ai zis tu. Direct titlul și pe aia. Știi, mă gândeam la treaba asta, că actorii știu să-și inducă emoții, pentru că au nevoie să trăiască anumite emoții atunci când au anumite pasaje într-o scenă, scenetă de teatru sau într-o piesă de teatru sau într-un film sau așa mai departe. Și mă gândeam, de exemplu, cum te-a impactat pe tine treaba asta, că noi oricum avem emoții, cum ai reușit să le aduci în momente cheie? Pot teoretiza foarte mult. Cu riscul de a mă vedea doamna profesoară de actorie, doamna Mihaela Sârbu, e important să spun că am terminat la... De fiecare dată când ai un proiect și te întâlnești cu un regizor sau cu cineva care nu te cunoaște, te întreabă tot la cine ai terminat. Înțeleg, ca să-și dea seama cu ești. Ca să-ți răspund la întrebare, depinde foarte mult de metodă, pentru că... sunt școli în toată lumea care funcționează pe diferite metode de a învăța un actor să fie actor. Și noi mergem pe sistemul stanislavskian, care mai mult sau mai puțin s-a alterat între timp. Poate un cuvânt dur să spun alterat, nu cred că alterat în marele sens al cuvântului. Cât puțin cred că s-a creat pe parcurs o deschidere către mai multe metode și practic tool-uri din mai multe părți.
Ca să răspund la întrebarea cu indusul emoțiilor, poate ne funcționăm pe chestia asta, eu în situația dată. Adică, îmi sunt dați acești parametri teatrali de loc, de timp, unde suntem, de unde vin, încotro mă duc. Și, practic, stând pe text, desfăcând textul, logica textului, ce vrei să spui omului, practic pe asta merg. Sunt eu, Dani, care este în situația lui Macbeth, de a-i spune soției sale că nu vrea să meargă mai departe cu planul lor. Deci, într-un fel sau altul, îl păstrezi pe Dani acolo, da. Pentru că numai Dani îți poate da emoția aceea doar punându-se în locul lui Macbeth. Are sens ce zic? Da, da. Și apoi următorul pas ar fi să te identifici cu personajul în sine. Da, e chestia asta numită mecanism logic specific. Eu am un filtru de experiențe, de valori, de principii pe care mi le pun aici, apoi iau textul și fac analiza practic întregului text și a personajului meu pe care trebuie să-l interpretez, cel pe care trebuie să-l interpretez, și apoi pun filtrul lui de valori și de nevoi, dorințe și așa mai departe aici și apoi fac asta. Un pachet. Da. Uh-huh. Practic, câți actori, atâția Hamlet. Asta spunea doamna profesoară. Da. Câți actori, atâția Hamlet. Poți să plângi la comandă? Sunt curioasă dacă totuși vreau să plângă la comandă. Da, poți să plâng la comandă. Și poți să plângi de-a drept isteric la comandă. Eu n-am putut niciodată decât să-mi lacrimeze ochii maximum. Adică e o metodă și pentru asta să plângi la comandă? Cred că sunt și metode, da. Poți să te holbezi la o lumină până lacrimezi, da. Poți să storni picături în ochi, dar nu cred că despre asta e vorba. Da, da, da. În sensul în care, without being a smart ass, cum să spun? Mie mi se spunea mereu, pentru că eu am fost mereu pe scenă sau la lucru hyper, super intens, super, și chestia asta poate să murdărească sau poate să te ajute. Și mie îmi venea să plâng la acest monolog și mi s-a spus că este mult mai puternic ca tu să reușești să te abții din a plânge, ca să lași loc omului care te vede să plângă, practic. Adică să nu plângi, adică, locul lui. Da, pentru că plânsul eliberează, dar detensionează, dar în același timp cred că poate să murdărească și cred că poți să-i dai prea, astfel cred că îi dai prea multă mură în gură, dacă îmi permiți, spectatorului. Iar dacă momentul este atât de emoționant și atât de puternic și de impactant, e mult mai valoros ca tu să ții această emoție, să nu dai drumul plânsului și să-ți duci povestea mai departe, să mergi pe intenția ta mai departe, pentru că scopul tău nu este să plângi, să impresionezi că wow, ce-a plâns actorul. Scopul tău este să-ți rezolvi problema din scenă. Uh-huh. Fie că e cum fac să mă înțeleg cu eu Macbeth, eu să mă înțeleg cu Lady Macbeth și să luăm o decizie împreună la cum continuăm planul, pe cine o trăvim, dacă o trăvim, cum facem. Nu că vai cât de emoționant este teatrul și hai să plângem acum. Mm-hmm. Adică mi se pare mai valoros să-ți vezi tu scopul și să fie un scop care are sens cu parametrii teatrali, cu scena care ți este dată, nu cu publicul care ți este dat. Mm-hmm. Adică tu ești totuși e mult spus, sau poate greșit spus, acvariu. Dar tu ești în scena aia, ăla e universul tău cumva, și tu ești concentrat acolo și în ceea ce ai dedus tu mai departe acolo. Da, da. Înțeleg bine? Da, da, înțeleg bine, da. Adică creezi ca un, cum să zic, ca un spațiu așa secure al vostru. Da, dar din nou, și asta poate fi încălcată. Și această regulă poate fi încălcată. Pentru că depinde de ce fel de teatru faci. Dacă faci un performance în care tu te adresezi publicului, este un spectacol brechtian în care tu ai soiul ăsta de aparteuri la public, în care mi-e din situația pe care o jucam cu tine și acum eu, actorul Dani, vorbesc cu tine despre altceva sau îți relatez ceva științific sau îți spun de fapt cum mă simt despre ce se întâmplă aici, ca apoi să mă întorc din nou în situație. Adică se pot face.
De asta există atâtea metode, pentru că se poate face în toate felurile. Asta e frumos la artă. Că, asta e frumos la artă și mi se pare că multă lume trece cu vederea treaba asta, că poți să o faci cum vrei tu, atâta timp cât are sens pentru tine. Poți să o faci cam cum vrei tu, atât timp cât ție îți place și cât e cohesiv. Și... Adică singura regulă e că nu e nicio regulă, practic? Kinda. Sau singura kinda regulă activă e regulile... Regulile active sunt regulile pe care ți le faci tu, are sens ce zic? Da, da și nu. Adică nu am crezut niciodată, nu mi-a plăcut niciodată să cred că lucrurile trebuie făcute într-un fel. Doar dacă ne asumăm un fel de a-l face. Uh-huh. Adică dacă vrem să facem un spectacol clasic Shakespeare, mergem pe cum ar fi vrut Shakespeare să fie teatrul. Dacă vrem să plecăm de la Shakespeare și să facem un experiment contemporan plecând de la scenele lui Shakespeare, atunci putem avea libertatea de a face mai multe lucruri. Și să rupem peretele, al patrulea perete poate, și să rupem versul sau poate chiar să schimbăm o replică, nu știu. Dar poți să faci în funcție de contextul pe care ți-l creezi în jurul tău. Ce înseamnă să spargi al patrulea perete? Pentru că pare a fi o exprimare din pentru da, cunoscători. Adică. Al patrulea perete este peretele ce te desparte de public. Sunt cei trei pereți și al patrulea e cel invizibil dintre tine și cei care observă scena. Prin adică asta, e fix asta ce spuneai tu mai devreme, că eu sunt acum cu tine într-o replică, să zic, și apoi mă rup de tine și vorbesc cu ei, adică am spart al patrulea perete? Da, sau pot în timp ce vorbesc cu tine sau în timp ce tu îmi vorbești, eu să am reacții la public față de chestia asta, știi? Dumnezeu, că și-a peste cap. Da, am înțeles. Și spuneai că ai avut câteva spectacole în care ai participat. Da. Hai să vorbim puțin despre ele, cum au fost. Cu ce să încep? Am avut și am câteva spectacole la activ. Îmi vine să dau primul exemplu, Visul unei nopți de vară. A fost spectacolul de licență al generației mele, al grupei mele. Un text de Shakespeare, absolut, toată lumea știe, sper. Dacă nu știați, ați aflat acum. În care eu joc acest periduș Puc. Sunt acest personaj DJ. Am și acest setup prin care eu mă exprim în scenă odată prin textul pe care l-am, dar și cu acest personaj al sunetului. Adică am făcut acest sound design al acestei păduri magice. Am compus niște piese care să funcționeze pe anumite momente. Cumva e un hibrid acel spectacol din punct de vedere al personajului meu și cum îl interpretez. Merge cumva pe o formă clasică a unui Puc, a ce te-ai gândit că e Puc, că cine e Puc, dar merge și pe latura asta și mă bucur că doamna profesoară mi-a permis să fac treaba asta, atât mie cât și dublurii mele, să avem partea asta de muzică, pentru că el e DJ, eu sunt compozitor și atunci ne-am folosit aceste aptitudini din afară în spectacol. Și să mă gândesc că ești personajul tău într-un fel sau altul e hibrid și venea să zic ce chestie, că și tu într-un fel sau altul ești o persoană hibridă. Da. E... Din punct de vedere profesional, mai e o coincidență interesantă, da. Și, în general, cred că am prins acest trend în care iau mereu... sunt de foarte multe ori în spectacole în care am și rolul acesta de DJ sau în care compun și muzica sau în care activez live și muzica din spectacol. Mi-a plăcut mereu zona asta performativă. De exemplu, am aceste performance-uri cu un grup din Timișoara. Ei se numesc Dance Nomad. Nu e un grup din Timișoara, este această coreografă care face aceste performance-uri în toată țara de real time improvisation, se numește. Adică ei se pun într-un spațiu neconvențional, nu o scenă. Suntem într-o piață agroalimentară, într-un tren, la școală și au un muzician care vine, face muzica pe loc, live, și ei dansează și creează pe loc, live. Și facem asta de vreo 3-4 ori pe an și sunt performance-uri de 15 minute, 30 de minute, 40 de minute și eu plec mereu de la sunetele acelui loc pe care le modulez și le separ, le fac muzică, ne jucăm cu ele vreo 30 de minute, schimbăm, facem tot felul, poate dansez și eu dacă am timp și apuc și după aceea ne întoarcem înapoi în atmosfera de ce era în jurul nostru și apoi plecăm pur și simplu de acolo. Sau ca un flash mob. Și cum reacționează lumea? E interesant.
sunt reacții și reacții. Am auzit povești, eu activez în acest proiect de aproape 2 ani, cred. Înaintea mea s-au mai făcut, cred că un an, 2, 3, poate, chiar nu știu. Și am auzit povești interesante. Oamenii te bag în seamă, te întreabă dacă bagi tu o mânea, te întreabă dacă bagi tu ceva mai așa. Da. E fun, oamenii reacționează, unii se bucură foarte tare. Eu de asemenea încerc să mă mulez mai mult sau mai puțin și pe publicul care e în jurul nostru, ce se întâmplă în jurul nostru. De exemplu, dacă eram într-o piață agroalimentară, unde se asculta foarte multă lăutărie, era foarte multă viață acolo, foarte multă lăutărie, foarte multă muzică de genul ăsta. Populară? Populară, uh-huh. Da. Și am plecat fix de la asta și am cântat la chitară niște folk, în același timp în care modulam electronic și am făcut și un house din asta. Adică poți face foarte multe din ce observi. Și cred că asta mi-a dat școala. Adică nu, dacă fac un top, e pe locul în ce mi-a dat școala. Puterea asta de observator. Toolul ăsta de observator în care poți să vezi oameni, situații și să te inspiri de la ele sau să le refolosești în arta ta. Adică da. Nu există cumva o lipsă de inspirație, trebuie doar să te oprești să te uiți. Lipsa de inspirație mi se pare strict interioară, adică lipsa de inspirație vine din tine, nu de la un factor extern, cred eu. Uh-huh. Cred că tot ce e din exterior poate doar să te modifice și să te ducă mai departe înspre ceva. Nu neapărat să te închidă. Ori dacă te-a închis, nu cred că evenimentul respectiv sau persoana respectivă te-a închis pe tine emoțional. Cred că tu ai interpretat-o sau ți-a lovit un trigger în așa fel încât să te închizi și să nu mai poți continua. Mm-hmm. Da. Adică ține de procesul tău interior, la asta te da, referi. Da, cred că pe asta se bazează de inspirația sau lipsa de inspirație. Da. Și oricum, din ce înțeleg eu, dacă ești prezent și observi ce e în jurul tău, ai foarte probabil să îți fie foarte clar ce de făcut mai departe sau cum să te pui în mișcare. Pentru că ai surse de inspirație infinite pe care poți să le reinterpretezi. Și oricum nu cred că trebuie să reinventeze nimeni gaura de la macaron. Într-un fel sau altul tot e o ciclicitate. Da. Adică mi se pare că e până la urmă un fel de reciclare. Da. Adică, bine, ok, iei elemente diferite care deja există, le pui într-o altă formulă și iese ceva nou, dar în realitate sunt reciclare. Adică și când compui muzică, la un moment dat, adică poți să ai momente în care coregraful sau regizorului sau coregrafului nu-i place ce ai propus pentru scena aia, ca muzică. Și spune, nu, hai să rupem foaia și să o luăm de la capăt cu direcția asta, uite. Și atunci ție îți rămâne o piesă care nu ai ce face momentan, dar sigur se găsește un context în care să o refolosești, să iei de acolo niște elemente, să, știi, la fel cred că în orice. Deci nu risipești nimic, da, practic. Da, da, da. Și când faci mâncare din leftovers, știi? Nu știu. Spune-mi de alte piese de teatru în care ai participat. Da, ai spus de această primă, de licență. Da, Visul unei nopți de vară. Spectacolul Brainstorm și Brainstorm 2 de anul acesta. Este un spectacol în care din nou sunt personaj DJ. Este un text redactat de Diana Mănăilă, cu inspirație de la un text din UK, numit tot Brainstorm. Este bazat pe niște studii neuronale asupra creierului adolescentului. Și practic s-a descoperit, cercetătorii britanici au descoperit că creierul unui adolescent nu este doar o formă involuată a creierului unui adult. Și asta se știe doar de la inventarea RMN-ului încoace. Chiar este foarte diferit creierul adolescentului, are niște procese, într-adevăr, nu este dezvoltat la maxim neocortexul și tot ce se mai dezvoltă, dar sunt niște procese pe care niciun alt adult nu o să le aibă, pentru că se întâmplă toate în adolescență. Spectacolul vorbește odată despre asta, despre trauma transgenerațională, este un cuvânt super pompos care poate îmi place mie prea mult să-l spun, dar practic despre asta vorbește, ce s-a preluat de la părinții noștri, bunicii noștri ca traumă și nu a fost tratată niciodată, fie pentru că, din vari motive, pentru că nu era o educație în direcția asta, pentru că. Vorbește despre se pasează din generație în generație până când o rezolvă cineva. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Vorbește despre războiul dintre generații, practic, părinți-copii. Este un spectacol pentru adolescenții de azi și pentru adulții de azi și pentru viitorii adulți de mâine. Uh-huh. Da. Este
o mare comedie, este o mare dramă, este cu de toate. Este un carusel emoțional și cred că este foarte important și frumos să vii la acest spectacol cu un părinte. Mi se pare extraordinar și leagă ceva acolo pe viață. Adică deschide niște porți de comunicare pe care nu credeai că le poți deschide cu părinții tăi, să fii atât de deschis cu părinții tăi. Și mi se pare că e foarte important pentru un adolescent care crește și se maturizează, la un moment dat să facă pace cu faptul că nu poate schimba totul la părinții lui sau tot ce nu-i convine. Uh-huh. Și că poate, trebuie pur și simplu să accepte lucrurile astea și să fie deschis la o comunicare, știi? Acum nu vreau să vorbesc pentru toată lumea, pentru că sunt cazuri și cazuri. Corect. Da. Dar cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult acest spectacol să am o relație mult mai bună cu părinții mei, să mă deschid mult mai mult lor, să am mai multă încredere în ei și chiar să-mi rezolv, nu știu, episoade traumatice de prin copilărie pe această cale. Nu știu dacă așa a fost întotdeauna, poate că e o lipsă de cunoaștere la mine, dar observ sau țin să cred că observ că în ultima vreme sau în ultimii ani, nu știu cât, asta zic, că nu sunt foarte bine documentată ca să zic dacă de cât timp se începe trendul ăsta sau dacă a fost întotdeauna așa, dar nu l-am observat eu, dar am senzația că piesele de teatru sau materialele în sensul ăsta care se produc acum și care se fac acum merg într-o direcție foarte profundă și scot la iveală niște trăiri și niște niște realități din viețile oamenilor pe care poate că nu știu cât le-am tratat până acum. Uh-huh. Adică, ok, înțeleg că poate e o privire superficială să zici că piesele de teatru antice de mult surprindeau, nu știu, amantlăcuri, otrăviri și tot felul de trădări din astea la castel. Uh-huh. Acum când aud că vorbim despre traume transgeneraționale, când vorbim despre relația cu părinții, cum să-ți accepti pur și simplu trăirile tale ca adolescent, nu-i nimic în regulă cu tine, nu-i nimic în regulă nici cu maică ta că nu este pe placul tău și așa mai departe. Uh-huh. Adică am senzația că parcă se merge mai în profunzimea ființei umane sau poate doar nu am fost eu atentă până acum și n-am observat că așa a fost mereu. E interesant ce spui. E foarte posibil să fie ceva pe care se pune accent mai mult acum decât poate în trecut, dar cred în același timp că teatrul mereu a avut latura asta terapeutică, uh-huh, în care poate să pună în față, pentru că are fix soiul ăsta de... teatrul vine de la, etimologic, vine de la locul în care se vede. Teatrul oglindește și pune în față niște realități. Alterate sau nu, ele sunt puse în fața ta tocmai ca să-ți pui tu niște întrebări legate de realitățile tale. E o oglindă? Da, o oglindă, exact, exact. Deci poate avea acest efect terapeutic în care dacă tu pui pe masă un subiect pe scenă, acel subiect poate deschide ceva în mintea spectatorului sau în mintea spectatorilor, fiu, mamă, de exemplu, sau orice raport din ăsta, mai ales aplicat la cazul Brainstorm. Da, apropo de asta, să știi că, uite, dacă stau și mă gândesc mai bine, se pupă cu ceva ce auzisem și anume că cea mai veche și nu neapărat cea mai eficientă, dar cea mai veche formă de vindecare emoțională terapie este povestea. Că de asta se strângeau oamenii și povesteau în jurul focului și așa mai departe. Și, de exemplu, dacă tu acum îmi povestești o etapă, ceva din viața ta, sau o poveste, nu contează că e a ta sau nu. La un moment dat, în timpul acestei povestiri, eu am o reacție, se întâmplă ceva, bine să lăcrimez, să râd. Simt că mișc poziția corpului, că mi se mișcă mușchii feței. E, fix bucățica aia din poveste este bucățică ruptă din povestea mea, uh-huh, și creează în interiorul meu, efectiv, din momentul ăla se expandează povestea mea, știi? Uh-huh. Și de asta cumva rezonăm la nivel emoțional. Adică mai presus de empatie și anume că cum mă pun în locul tău și îmi dau seama cât de greu ar fi, uh-huh, mai mult decât atât e de fapt că e o similitudine, sunt similitudini peste tot, atât de puternice, încât pur și simplu se naște povestea mea în mine din nou, mm-hmm, o retrăiesc și o vindec împreună cu povestea ta. Nu știu da, care da, sens. Da, are sens. Descoperi, cum ai spus tu, similitudini din... care și după ce observi aceste prime similitudini și vezi cum îți modifică corpul sau cum produce o reacție pe care poate nu ți-o justifici din prima... și după pare că totul pare că vorbește cu tine unul la unul. Și de asta e și calitatea muzicii și calitatea unei picturi și a unei scene de teatru. Că îți poate deschide perspective noi și să vezi lucrurile cumva dintr-o altă. Știi că atunci când ești observatorul unei situații,
vezi clar care, ce se întâmplă, care e conflictul, cine n-are dreptate, cine are dreptate. Avem această capacitate. Dar noi când suntem în mijlocul unei situații de genul ăsta, este mult mai greu să te poți, să-ți dai seama care sunt toate variantele în care poți face, poți merge mai departe. Zoom out și da, să dai acest zoom out, da. Și uneori, astfel, uneori ești supus greșelii sau alteori e cea mai bună decizie din viața ta. Dar faptul că poți să le vezi în fața ta are un rol educativ, pentru că te poate pregăti pentru o situație în care, pentru un moment în care tu vei fi într-un soi de asta de situație, în soiul ăsta de situație. Și poate nici măcar nu o să-ți aduci aminte că, măi, eu am văzut o piesă de teatru și da, acolo au făcut ăia așa și deci cred că aș putea să fac și eu așa acum. Nici măcar nu cred că o să-ți dai seama, ci pur și simplu o să știi cum să acționezi, cumva intuitiv, neștiind că tu de fapt ai înmagazinat de mult experiența respectivă. Da, dar poți să și înmagazinești, să nu internalizezi niciodată. Deci am vorbit despre piesele de teatru în care tu ai participat până acum. Da, mai sunt. Care da, mai sunt. Astea despre care am vorbit se mai joacă? Adică Visurile în nopți de vară nu sunt sigur. Trebuia la Aria TNB, la Teatrul Național, dar nu nu știu exact detalii, dar știu că trebuia. Momentan s-a amânat și vedem dacă se va mai programa spectacolul. L-am jucat vreo 2 ani, de obicei un spectacol de licență nu are viața asta atât de lungă. Se oprește maxim după vreun an, cam așa. Dar dacă, Doamne ajută, spectacolul este un caz fericit și lumea vrea să-l vadă, atunci se va juca un an, doi, cum se prind ocazii, se mai prinde un festival la care încă nu am fost și aplicăm cu spectacolul. Dar acesta nu știu, nu sunt sigur dacă se va mai juca. În schimb, Brainstorm 1 și Brainstorm 2 le avem. Mi se pare că avem pe 20 și 21 septembrie. Probabil se va posta deja acest videoclip, nu știu, am spus-o oricum. Pe lângă acesta mai este un spectacol în care joc Don Quixote, este povestea lui Don Quixote de la Mancha, spectacol musical și teatru fizic, adică mult coreografie, mult cântat. Joc Părintele Perez și multe alte roluri. Este un spectacol în care cred că trec prin 6-7 personaje. Are undeva la 2 ore și un sfert, 2 ore și 20. Și cum este pentru tine să treci prin alte personaje? Complicat. Din nou, cred că te obișnuiești. Atât timp cât ți este ție clară situația, de unde vii, unde intri, unde pleci, ce ai de rezolvat, unde intri, pe scenă, în locul specific, locul din acțiune. Fie că suntem la Curtea Regelui sau că suntem acasă la Don Quixote, la Mancha. Atât timp cât ție ți este clară scena, despre ce e scena asta, cred că vine de la sine. Deci atât de simplu. Și când ai și parteneri de scenă foarte capabili și susțină. Da, și care, cu care să te susții, pentru că cred foarte mult că e despre celălalt. E despre partener foarte mult în teatru. Fie că vorbim de Sara cu care vorbesc acum, fie că vorbesc de scaunul pe care stau, pentru că doar cu el sunt pe scenă, sunt doar eu și un scaun, am relație cu scaunul. Și tot așa, cred foarte mult că adevărul stă în partener. Pentru că și dacă partenerul tău are aceeași valoare, are același principiu, o să fie doar... Nu prea are cum să nu meargă, doar dacă amândoi sunteți pe pereți și nu știți ce jucați. Dar în principiu știm ce jucăm. Da. Ce ai spus tu? Poate sună simplu... Poate în același timp sună și complicat, e un pic confusing, dar vine cu timpul și o simți când e corect, nu știu, o simți când e bine și când e real. Oricum, ce ai spus tu, au spus și fetele din trupă când au venit aici, că stă foarte mult în celălalt, adică că e foarte mult despre celălalt, știi, și asta mi-a portat așa un zâmbet pe față. Asta. Mai este speranță. Da. Mă gândeam, zic, poate te-au citat pe tine, la asta mă gândeam când vorbeam acum. Zic, probabil, le fi zis chestia asta, eu știu că... Tu încă ești implicat așa cât de cât în trupă, în sensul în care îi întrebi de sănătate, vorbești cu ei, la asta mă gândesc. Mai puțin decât mi-aș dori, poate. Încerc să ajung la trupă de câte ori pot și să mai lucrez cu ei. Am vorbit cu acest coleg pe care l-am la Don Quixote să preia trupa de teatru când ei nu au mai avut coordonator. Și el are acum grijă de el, se numește Gabriel Gheorghiu, te pup Gabriel. Și el se ocupă de trupă, să facă cursurile, să ridice spectacole, să îi înscrie la festivaluri. Și eu vin ori de câte ori pot și am ocazia să fac cu ei mișcare, o încălzire, niște joculețe, niște impro. Și uite, de exemplu, la spectacolul care a mers acum în festival,
Trebuia să-i ajut mai mult, dar nu am putut nici eu. Trebuia să mă duc să curăț din coreografii, să fac să aibă sens și să fie cât mai în economia spectacolului, spunem noi, adică să nu fie lucruri fără sens și nenecesare și care creează o burtă de asta în care te-ai plictisit, știi? Asta încerc să fac. Nu am spus absolut deloc că trupa de teatru Mircea Albulescu are un spectacol care are burtă. Nu am spus asta. Am spus doar că cu asta am vrut să mă ocup și pe cât posibil, cât am fost acolo, asta am făcut. Și nu am cer... Asta îmi place, că trupa de teatru de la noi nu vrea să fie competitivă, nu vrea să facă cel mai bun spectacol și să rupă globul pământesc. Mi se pare că trupa asta a fost mereu despre noi, în sensul în care să învățăm să ne purtăm unii cu alții și să fim buni unii cu alții, să empatizăm unii cu alții, să învățăm strict asta de dezvoltare personală prin teatru. Asta a fost cel mai important când am intrat eu să învăț, de exemplu. Și Adrian Piciorea, care a fost coordonatorul trupei și care este și în momentul de față mentor, mi-a spus mereu că nu vrea să facă un spectacol extraordinar și să stea în picioare și să fie nu știu câte mii de premii. El când a venit la trupă a văzut ce are nevoie trupa, a observat și a văzut că suntem foarte dezbinați și asta a fost scopul lui. Poate prin acest spectacol ei se vor lega, se vor coagula, vor crea relații mișto, care să țină ani și să creeze împreună, să meargă în direcția asta cu toții, de ce nu? Și mi se pare că a fost un mare succes. A fost pentru prima oară în 4-5 ani când am fost în festivaluri de teatru, când am plecat cu un spectacol în festivaluri să-l jucăm prin toată țara. A fost minunat. Nu mai știu de la ce întrebare am plecat. Nici eu. Dar nu-i nimic, că mai avem, am o se leagă. Am vorbit despre trupa de teatru și că a fost mereu despre celălalt. Mi se pare că e mult mai valoros să fie despre celălalt, pentru că clar te privește și pe tine în raport cu celălalt. Da. Și chestia asta de a da mi se pare mult mai importantă decât ce țin eu, cum fac să fiu cât mai confortabil și cum fac să-mi fie doar mie bine și restul lăsați-mă în pace. Individualismul. Da, și individualismul ăsta mi se pare atât de, nu știu cum să-l numesc, e ca o boală, e ca un blestem care te urmărește și te testează de fiecare dată și vede tu acum unde ești. În ego sau ești pentru celălalt așa cum pretinzi? Ok, poate acum am zis foarte mult. Putem să trecem mai departe. Nu, dar asta e o temă de gândire. Sper să rămână în mințile tuturor. Pe care nu știu dacă o duc, sincer. Nu e problemă, avem timp, dar o viață, nu? Cât timp mai avem până deci la finalul strict setul ăsta, da. Stai, nu știu, se curăță, nu? Asta mă gândeam când văd un copil certat de mama lui că și-a murdărit hainele, îmi doresc și tot repet, când o să fiu eu mamă să-i zic, se spală, știi? Adică să nu-l cert pe tema asta, pentru că nu cred că am fost singurul copil care a fost certat că și-a murdărit hainele, dar dă-i acolo de, știi? Se spală. Așa că vorbeam despre proiectele tale din care au fost. Da. Și acum vorbim despre cele din prezent și vreau să vorbim și despre cele din viitor. Așa că hai să vorbim puțin despre calendarul spectacolelor tale din următoarea perioadă. Indiferent că la momentul postării acestui videoclip unele dintre ele vor fi fost deja făcute sau vor urma, dar ca idee să avem așa oarecare, nu știu, orientare și în timp și în spațiu. Adică când și unde te putem vedea, în ce contexte, ce se vede acolo. Ok. În mod normal mi-aș scoate telefonul acum. Dacă vrei, dacă să scoți. Da, sigur. Wow, ți-e telefonul fără husă. Sunt psycho. Ai curaj? Nu, am avut o husă de pe Temu. Am avut o husă de pe internet. Am avut o husă de pe internet care mi încălzea foarte tare telefonul și ardea și mi se închidea de la căldură, așa că la un moment dat am dat-o jos și n-am apucat să-mi iau alta. Bun. Am așa 20-21 septembrie. Wow, câte culori are în calendar, n-am idee. 20-21 septembrie Brainstorm 2, 26 septembrie aveam acest spectacol în cadrul Sharp Festival. Este un spectacol de coreografie în care dansez.
Este acest concert de pian al pianistului Daniel Ciobanu, coreografiat de Andreea Vălean, prietena mea, o coreografă extraordinară. În acest spectacol dansez timp de o oră, pe muzică, jumătate pe muzică clasică, jumătate pe muzică electronică. Și practic ce am vrut noi este să facem, să reinterpretăm Divina Comedie în limbaj coreografic. Uh-huh. Da. Deci asta înseamnă spectacol de coreografie. Știi că te-am întrebat și înainte să începem să filmăm, că nu mi-era clar, recunosc. Deci în spectacol de coreografie, zi tu, că tu știi mai bine să explici. Un spectacol de coreografie, asta dacă nu mă bate femeia acasă, că am greșit definiția, că ea este mult mai în măsură să vorbească despre așa ceva. Eu cred că un spectacol de coreografie este un spectacol în care acțiunile, sentimentele, emoțiile prezentate în poveste sunt expuse, exprimate prin limbaj, prin limbajul trupului, prin limbaj fizic, prin coreografie. Desigur, spectacolul de coreografie poate să aibă și text. Din nou, regulile sunt făcute să poată fi încălcate uneori, dacă ai cum și dacă îți permite tipul de spectacol pe care vrei să-l faci, fie că este un cadru performativ în care pot să mă rup și sunt eu dansatorul, nu sunt în poziția unui personaj. Dar uite, cum se întâmplă aici, în Divina Comedie, aveam instanța lui Lucifer prin acest textil roșu pe care trecea pe la fiecare. Pentru că treceam prin toate tablourile și Lucifer era câte unul dintre noi în fiecare cerc. Deci atunci se poate spune, poate vorbim de un personaj în coreografie. Dar de multe ori nu se pune preț așa de mult pe asta, pe personaje în coreografie sau pe o acțiune concretă, umană, pe care o vezi în fiecare zi. Da, cam asta e un spectacol de coreografie. Și l-avem pe 26 septembrie, am avut o reprezentație în Timișoara în mai și acum îl jucăm la București. Nu știm dacă se va mai repeta acest spectacol, dar cel puțin... Unde, la București? La Teatrul Național, la Aria TNB, uh-huh, pe acoperiș. Și Brainstorm 2 tot acolo? Brainstorm 2 și Brainstorm 1 se petrec la Teatrul Luceafăru, la sala Luceafăru, okay, undeva pe lângă universitate. Și avem acolo undeva la 4-5 reprezentații pe lună, 2-3 de Brainstorm 1, 2-3 de Brainstorm 2. La Brainstorm 2... poate merită să spun, e ca Brainstorm 1, doar că plasat înainte de Brainstorm 1, când părinții noștri din generația noastră erau adolescenți. Adică fix la fix după Revoluție, cu plecarea în armată, cu Caritas, cu tot ce se întâmpla atunci. O ce chestie interesantă, adică vorbim despre generația noastră, adolescența noastră, da, și apoi după asta vorbim retrospectiv de adolescența lor, apropo, da, de transgenerațional. Exact, exact. Și în exact. Sens invers cumva, uh-huh, invers cronologic. Uh-huh. Foarte uh-huh tare. Da, și e foarte interesant că am plecat de la părinții noștri, eu am plecat de la tata cu personajul din Brainstorm 2, de la profilul lui tata. Da. Mulțumim, tata, părinți, da, că ne inspirați, nu? Pe bune, da. Dar nu mai am date acum. Știu că am o premieră pe 23, Hurly Burly, tot la Teatrul Luceafăru. La acest spectacol am compus muzica. Apoi am acest performance dans numat despre care am vorbit mai devreme în Baia Mare, 30 septembrie, 3 octombrie. După, undeva pe la jumătatea lui octombrie, dar nu știu sigur, va mai fi încă o premieră unde fac muzica live în scenă, alături de actori. Și voi mai avea un spectacol undeva în noiembrie, dar din nou, neavând date foarte clare acum, mm-hmm, n-aș vrea să bag mâna în foc. Nu e un secret pentru nimeni că filmăm înainte de a posta, logic, că doar altfel era live. Da. Deci mi-ai spus înainte să începem că diseara e o premieră, hai să vorbim despre și puțin despre premiera de diseară. Da, diseară am această premieră, spectacolul se numește Balkan Ballerinas. Este un spectacol de coreografie, coreografiat de Anca Stoica și Sergiu Diță. Cei doi au această asociație, Platforma 13, prin care ei fac aceste spectacole. Spectacolul este despre Balcani, despre cultura balcanică, despre tot ce ni s-a băgat pe gât cu lingurița în școală, că România nu ar fi parte din Balcani. Da, teoretic, geografic, peninsula balcanică se termină undeva la Dunăre, la sud, dar, de fapt, cultural vorbind, suntem jet pe jet. Și asta e foarte interesant, de a vedea fix stereotipurile și datinile balcanice,
care sunt mai mult sau mai puțin alterate de influențele noastre românești și rusești și toate. Pe toate influențele pe care le avem, că avem o grămadă de influențe, care, peste care apoi pui și filtrul acesta balcanic. Și mă gândeam la treaba asta, se spune mereu că artiștii mor de foame, așa da. Se aude. Da, se spune, da. Eu nu văd că e chiar așa. Da, nu se moare de foame. Se moare de foame dacă nu faci. Dacă faci, nu mor de foame. E ca orice cu job. Siguranță există. Da, dacă termin cibernetica, am tot skill-ul din lume pe cibernetică, dar nu mă angajez, nu o să fac bani. Da, corect. Da. Deci e doar pur și simplu un mit că nu faci bani. Nu ai cum să nu faci bani dacă te miști și lucrezi. Și... Acum, desigur, în zilele noastre poate e un pic mai accesibil. Poate în trecut, dar aș vorbi în necunoștință de cauză, să spun că poate în trecut se murea un pic mai nașpa de foame decât acum, nu știu. Uh-huh. Cred acum că sunt mult mai multe coluri, mult mai multe proiecte, mult mai multe feluri în care poți să faci un ban în domeniul cultural. Deci aviz celor care își doresc o astfel de carieră, dar sunt dați înapoi de cutuma socială, o să mor de foame? Se poate, dar tragi. Trebuie să tragi, n-ai. Tragi în toate. Da. Doar că probabil la altele tragi și vine mai repede remunerația, poate. Pentru că așa e sistemul în care da. Se lucrează acolo. Da, da, da. Sau, uite, de exemplu, eu faptul că mi-am găsit asta cu muzica, a fost un boost pentru mine. Adică m-a ajutat să mă pun pe picioare mai repede. Uh-huh. Faptul că am lucrat 16 ore pe zi, 4 ani, dar... cumva cum pot îmi pot permite din ce în ce mai mult să am mai puține ore de lucru, să pot să am mai multă grijă de mine, să fac și un pic de terapie, să fac și niște sport, să mă și călătoresc dacă se poate. Uh-huh. Și să-mi văd de muzica care muzica mea, care nu este alterată de nicio altă viziune, este pur viziunea mea. Și asta e interesant, să ai mereu un proiect personal în care spui tu toată viziunea, pentru că lucrând cu atâția oameni, pui viziunea ta în raport cu viziunea cuiva, a regizorului, a coregrafului și tu, practic, te joci în regulile unui om. Sigur, în constrângere găsești foarte multă inspirație să compui lucruri la care nu te-ai gândit că ai putea să le compui, pe care nu te-ai gândit că le trebuie să găsești compune. Soluții, practic. Da, da. În momentul X, o soluție. Plus, asta spun fiecare om cu care lucrez. Treaba mea nu este să facem muzică, că e frumos să faci muzică și să ai muzică și să ai muzică peste tot și cât mai multă muzică. Cred că e important să punem muzică, să avem muzică acolo unde știm că avem nevoie de muzică, adică noi ca oameni, odată, cât și noi în scenă, în economia spectacolului, cum pot complimenta, cum te pot ajuta pe tine actorule, cum te pot susține pe sub cu ceva, ca tu ce dai acolo pe scenă să fie cât mai adevărat posibil și în cea mai bună formă a ta, nu știu. Uh-huh. Și eu doar să te complimentez, să nu te îngrop, să nu-ți murdăresc prestația, știi? Sau să murdăresc povestea. Să fie această instanță a sunetului care mai dă un detaliu în plus, care complimentează într-un fel. Pune în valoare. Pune în valoare, exact, mm-hmm. exact. Bun, mă gândeam la încă o chestie, pentru că tu ai spus că acum, stând în București de câțiva ani deja, ți-a plăcut faptul că te-a motivat să fii într-o stare mereu alertă, să-ți dorești mai mult și să fii în mișcare, dar în același timp ai început să resimți senzația asta de ce-aș vrea să evadez din când în când. Și în evadările astea ale tale mai evadez și în Câmpina, că toți suntem la da, Câmpina. Da, da, da. Am norocul că suntem doar la o oră de București. Și poate nu atât de des pe cât... în prezent poate nu atât de des pe cât o făceam acum ceva ani, pentru că la noi nu prea există noțiunea asta a weekendului, a ce zi din săptămână ești, nu, e următoarea zi, treci la ce scrie în program să faci. Uh-huh. Așa că rar apuc să vin pe acasă, poate o dată pe lună, să zic, de două ori pe lună, dacă e un caz bun. Uite, asta ar fi a doua oară când vin. Un caz bun? Da, de fapt e prima oară în septembrie, stai, că suntem în septembrie. Dar ar fi fost prima oră și ar fi fost a doua oră în august, da, dacă eram în august, dar uite. Da. Vin de cât de mult pot, mi-e dor ca dracu, pot spun, mi-e dor ca naiba de ai mei. Îmi place să stau cu ei și să stăm la povești și să vedem cum ne raportăm unii la alții după ce am mai trecut și un pic de timp, după ce am mai acumulat niște informații și eu și ei. E frumos să se restrângă tribul, cum spune tata, că a venit tribul acasă. Simți că ai locuit într-un singur loc în viața ta? Adică te-ai stabilizat într-un oraș sau simți că ești genul de om care ar vrea să fie cât se poate de fluid în locul în care locuiești? În ce ține de locul în care locuiești? Cred că
Asta, mă rog, e super ideal. Mi-ar plăcea să pot avea cât o, să am, nu știu, un locșor în București, un locșor aici la Cornul, la Câmpina, un locșor în munți și un locșor la mare. Uh-huh. Și să pot să, da, să tot oscilez, da, în funcție de ce am nevoie. Asta ar fi un caz ideal. Sigur, pot începe cu să mă pun la casa mea la un moment dat pe la 27-28, dar cine știe, poate cam așa. Dar da, mă văd plimbându-mă și mă văd condus de ce simt că e corect pentru mine. Simt că am nevoie să văd ceva nou, simt că am nevoie să lucrez cu oameni noi, simt că am nevoie să lucrez cu niște oameni din afară și să-mi fac niște conexiuni pe acolo. Și așa că plec în căutarea asta, mm-hmm. Sau vreau să mă deconectez o lună și mă duc la, nu știu, aplic la un templu și mă duc și mă antrenez. Chiar m-am gândit la varianta asta, să mă duc o lună la un templu. Strict pe soiul ăsta de disciplină, de a te disciplina și de a face detox, de a zbura de oamenii care, a zbura un pic de lângă oamenii și lucrurile care îți fac mai mult sau mai puțin bine. Și să te reevaluezi pe tine din nou și să te arunci din nou. Practic, la asta mă refer prin evadare. Că nu trebuie să te duci la un templu sau trebuie să te duci la mare sau trebuie să te duci undeva anume ca să curezi ceva. Nu, cât vreau să mă debarasez puțin de oameni, să mă pun un pic în postura de observator, de lucrurile pe care le fac, toate cele, ca să văd după ce mă evaluez o săptămână, ce e bine pentru mine să păstrez, ce ar fi bine să nu mai păstrez. Da. E doar pur și simplu să rup puțin ritmul. Da, să rup puțin ritmul ca să vezi, ca să te vezi un pic. Ca să te vezi un pic și ca să vezi și altceva. Că la un moment dat, nu știu, e din ce în ce mai blurat totul. Și e totul din ce în ce mai haos și uneori chiar nu vrei să mai poți. Uh-huh. Considerăm că tu ești format aici, cumva, ca om. Da. Până la o vârstă ai fost aici, în zona Câmpina, în Câmpina. Sigur, ești, ai fost implicat în trupa de teatru Mircea Albulescu, care ți-a dat un boost în viață, ba cred că chiar te-a propulsat în viața ta de actor și compozitor de muzică. Mă gândesc și la faptul că încă ești în contact cu trupa, pentru că spui că mai ai momente și perioade în care te ocupi de ei, colegul tău se ocupă de ei și așa mai departe. Uh-huh, dar întrebarea este, pe viitor te-ai vedea implicându-te în continuare ca lucrurile astea să meargă și mai departe? Vorbim aici de poate peste 20 de ani, ca și copiii de aici tinerii care vor fi atunci cum ai fost tu, să aibă aceleași oportunități să se dezvolte. Absolut. Și nu o spun doar ca să nu murdăresc spiritul civic, o spun cu toată inima, pentru că ar fi păcat. Ar fi păcat să nu se facă într-un oraș cultură. Ar fi păcat să nu se cânte într-un oraș, să nu fie concert. Ar fi păcat să nu fie cât un spectacol. O strângere de fonduri pentru o cauză. Mm-hmm. Un vernisaj. Orice. Ar fi păcat. Și chestia asta ar da doar de înțeles că e un că e o involuție undeva, că ceva stagnează undeva, că ceva nu funcționează. Pentru că un izvor creativ care era și care era foarte stabil, acum nu mai e, știi? Uh-huh. Sau cel puțin e într-o descreștere. Într-o descreștere, exact. Da, vreau ca trupa să țină cât mai mult posibil, vreau să treacă generații pe acolo, cât mai multe generații și să plece de acolo cu o pregătire cel puțin emoțională, adică o inteligență emoțională mai mult sau mai puțin dezvoltată, pentru că oamenii sunt foarte răi și cred că poți să ajungi foarte ușor în locuri care să nu te ducă pe căi foarte ușoare. Că s-ar putea să dai de greutăți, s-ar putea să dai de oameni care nu vor ce vrei tu și care doar pretind că lucrează cu tine. Se pot întâmpla foarte multe lucruri și cred că un soiul ăsta de pregătire emoțională și soiul ăsta de lucru sub presiune, lucru cu publicul, apoi lucru cu partenerul, grija de partener, toate lucrurile astea cred că te fac un om mai pregătit pentru ce urmează. Oricum o să-ți dea viața peste față, peste ceafă, o să te lase inconștient și după aia o să înveți ceva din asta. Dar măcar ai un pic de, ai un mic sistem de referință, de valori pentru cum să gestionezi. Da, cum să gestionezi tot ce ți se întâmplă, da. Așa că da, cred că e importantă trupa de teatru și aș face tot posibilul să stea cât mai mult în picioare. L-am găsit pe Gabi, pe colegul care să se ocupe de ei, într-un moment în care ei nu mai aveau coordonator și, dacă nu mă înșel, chiar erau, s-a dat acest ultimatum în care trupa s-ar
care e cuvântul? Desfința complet? S-ar desfința complet, asta dacă nu-și găsesc un coordonator. Pentru că, practic, trupa nu produce niciun ban, doar consumă curent și atât, basically. Dacă e să vorbim în termeni, nu știu, dacă e să vorbesc în postura unui angajat de acolo, care stă după trupa de teatru să termine la 6, că hai că trebuie să plec. Dar mie mi se pare foarte important să stea în picioare trupa. Pe lângă consumă curent, mi se pare că ei acumulează acolo, noi acumulăm acolo foarte multe cunoștințe și foarte multe, nu știu, tool-uri utile în viață. Eu nu văd ca o cheltuială, văd ca o investiție. Orașul investește în oamenii lui. Mi se pare că e investiție, tocmai. Așa este o investiție la long. Tu investeai 16 ore în trecut, ca acum să poți să investești mai puține sau să ai alte... Pur și simplu, n-ar trebui să o privești punctual. În momentul ăsta e un consum de bani, corect, dar privește puțin pe termen lung. Și ce influență are faptul că se întâmplă această activitate în oraș? Cum va influența asta orașul? Uh-huh. La long, în 10, 20, 30 de ani. Cum vor fi oamenii, locuitorii, Câmpinii acum, în 20 de ani, dacă se face teatru sau dacă vin spectacole de teatru la Joe Boxa sau la Tineretului sau unde mai vin spectacole de teatru, trupe de actori, și ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai avea nimeni acces la cultură, la spectacole, la filme, lasă filme, că nu avem cinema, dar spectacole de teatru, vernisaje și alte manifestări artistice. Cred că s-ar face o mâzgă de asta de tristețe și de griuri, de multe griuri de astea închise, în care toată lumea ar deveni cât mai încolțită, cât mai închisă, cât mai individualistă. Deci vorbeam că te... Da. Cam ce are Bucureștiul, dar mă rog, în București e o ciorbă de toate. Adică poți să vezi lucruri foarte bune sau foarte rele în funcție de oamenii cu care stai sau locurile prin care mergi. Dar în Câmpina, un oraș mic, mi se pare că se vede foarte ușor orice. Și dacă se vede o lipsă de cultură, și dacă e acolo o lipsă de cultură, crede-mă că se va vedea. Se va resimți. Da. Și o schimbare aici se resimte cam pentru toată lumea. În București, dacă se întâmplă o schimbare într-un cerc, nu are neapărat ecou în tot Bucureștiul. Are sens ce zic? Da. Adică aici cumva dacă ceva se strică sau se schimbă, se resimte mai departe. Da, și cam toată lumea află. Adică poți să afli mult mai ușor ce se întâmplă în Câmpina decât ce se întâmplă în București. În București ești foarte limitat de zona în care stai, sfera de oameni cu care umbli. Adică mie mi se pare că în București sunt oameni super nice și super fine, doar pentru că stau foarte mult în sfera asta de teatrului cu foarte mulți actori, foarte mulți coregrafi, foarte multe minți creative, care cumva ne inspirăm unii pe alții. Dar asta pentru că nu prea am interacțiuni cu alți oameni, cu, nu știu, studenți de la alte facultăți, poate pe un profil teoretic sau poate pe un profil care nu este vocațional, creativ, ceva. Este o muncă, da, altfel de muncă. Sau, da, nu știu, mi se pare că e mult mai greu în București să propagi, să transmiți ceva la o masă mare de oameni. Uh-huh. Pentru că, da, strict asta de faptul că sunt foarte mulți. Corect. Cred că ăsta e main reason, nu știu. Știi, mă gândeam acum când vorbeai tu, știu că o să pară așa puțin din pom întrebarea. Te-ai gândit vreodată să renunți? Și că nu e pentru tine da, ce ai ales? Da. Da, și o să mă mai simt așa. Și cum gestionezi situația asta? Sau cum ți-ai dat seama că bine, e doar ceva punctual. Simt asta acum, dar nu este cu adevărat concluzia. Ok. Nu vreau să fiu nici fatalist spunând că m-am gândit să renunț și doar atât. M-am mai gândit să renunț, m-am mai gândit că nu e pentru mine, pentru că e bine să-ți reevaluezi un pic valorile la ceva timp. Cred că cumva în interiorul meu știu mereu că o să fie bine și că o să continui să fac asta și că nu o să mă las niciodată și cu asta mor în mâini. Dar în același timp sunt momente în care îmi pare că nu mai funcționează nimic, în care îmi pare că orice aș juca pe scenă nu are cum să fie adevărat, orice notă pe care aș compune nu are cum să sune bine. Și în momentul ăla e ok doar să iei o pauză. Ia o pauză, nu știu, du-te, plimbă-te, mergi pe undeva, lasă să mai treacă o zi. Nu a fost suficient o zi, lasă să treacă două zile, o săptămână, o lună, cât e nevoie. Dar găsește în principiu o soluție, să fie o pauză activă. O pauză în care îți dai seama de ce
simt lucrurile pe care le simt, sentimentele pe care le simți, for sure, sunt corecte. Dar cum poți merge tu mai departe cu asta? Adică ori mergi pe impuls și te lași, like, pentru mine asta nu e o variantă, să merg pe un impuls de ăsta și să zic gata, acum vând tot și nu mai fac nimic și mă angajez. Nu cred, pentru că niciodată nu am fost după bani, în actiat, pentru că poate asta m-ar face să, dacă vrei să renunți. Faptul că nu sunt putre de bogat sau că nu pot fi putre de bogat. Dar pentru mine partea asta nu a fost niciodată atât de relevantă. Mi s-a părut, da, necesară, dar nu m-am apucat să fac muzică sau teatru ca să mă umplu de bani. Deci asta nu ar putea fi un motiv pentru mine. Ar fi un motiv să mă las dacă mi-ar afecta sănătatea, să nu-mi dau seama și să ajung într-un punct în care, bă, chiar să nu mai pot activa. Mm-hmm. Pentru că am aceste probleme de sănătate. Dar și atunci aș găsi o cale, nu cred. Da. Mă gândesc des să mă las, dar nu pot să mă las niciodată. Chiar nu cred. Și în final am așa o întrebare. Dacă presupunem așa, într-un scenariu ipotetic în care se întâmplă ceva și suferi de o amnezie, nu mai ținte absolut nimic, dar poți păstra așa un goldfish, mm-hmm, un goldfish în care poți păstra o chestie. Da, muzica. Muzica, de asta vrei să nu uiți, orice ar fi. Da, muzica, da. Mi-ai răspuns clar înainte să pun întrebarea, știi? Nu, e clar, adică asta mereu m-a ars cel mai tare. Și acum, am spus pe la început că, că aș fac trag să fac această tranziție spre muzică și să nu mai joc atât de mult ca să pot pune mai mult timp în muzică. Eu am ajuns la o concluzie temporară cu mine când am terminat facultatea, că băi, nu cred că e atât de pentru mine scena, cel puțin nu acum. Simt că pentru a putea interpreta la nivelul la care mi-aș dori să interpretez, ar trebui să fiu mult mai sincer cu mine și poate mai matur, nu știu, poate mai liniștit. Pentru că acum sunt foarte haos, foarte intens așa în orice vorbesc, în orice fac, în orice, și mi se pare că ai nevoie de liniște a ta cu tine când îți asumi un personaj, când ești pe scenă, într-un cadru de ăsta teatral în care trebuie să joc, în care trebuie să performez. În schimb, în muzică mereu a fost super natural. Prost, bun, cum suna, nu contează, mereu a fost natural și mereu m-a tras acolo. Și am lăsat muzica să mă folosească pe mine, practic. Decât la actorie, unde mereu m-am chinuit să fiu în niște standarde și mereu m-am chinuit să cresc și să fiu din ce în ce mai bun la asta. Și mereu am văzut că mă dau cu capul de alți pereți și dacă am depășit la un perete, au până ca alți 40 după. Și mereu a fost soiul ăsta în care m-am chinuit, m-am forțat să-mi placă, m-am forțat să joc cât mai bine, m-am forțat să fie cât mai ok. Și de asta cred că am nevoie de această pauză. Poate la un moment dat o să îmi revină cheful și o să fie mult mai natural, nu știu, la 28 de ani, la 30 de ani, la... nu știu. Dar acum mi-este mult mai ușor să aleg muzica, mi-este mult mai natural să iau acum laptopul din ghiozdan și în 15 minute să fac un beat să vi-l las aici pentru intro. Știi, decât să mă apuc acum, zic, cu poezie. Am dat un exemplu, dar se poate, cred că pot să vă dau. Dar decât aș face mai degrabă asta decât să spun o poezie acum sau să-ți arăt cum pot să plâng la comandă. Apropo de întrebarea mea, scuze, am și o curiozitate. Doamne ferește, nu am judecat. Când îi văd pe oameni în filme că plâng așa de sincer, zic wow, nici eu nu plâng așa sincer când îmi vine să plâng sincer, știi? Te-a plăcut la podcast? Mi-a plăcut la podcast, sper că n-am zis bălării. E un risc întotdeauna. Doamna profesoară de actorie, îmi cer scuze dacă am zis bălării. Știți și dumneavoastră că am luat licența din a doua. N-ai zis nicio bălărie. Sunt convinsă că cei care se uită la noi nu ne caută greșelile cu lupa. Acum. Și vor să se simtă și ei bine. Da. Știi, aici la podcast eu cunosc întotdeauna oameni noi și simt că cunosc practic povești noi, vieți noi, că într-un fel sau altul trăiesc și eu puțin în viața altcuiva. Adică pentru mine e foarte valoroasă fiecare experiență, chiar dacă poate eu nu am nicio tangență cu muzica, în afară să fredonez în duș sau poate nu o să mai joc niciodată pe nicio scenă, dar sper să mai joc totuși. Ar deci, fi frumos dacă chiar ai tragere spre asta. Mă mir cum de nu ai dat până acum. Păi pentru mine, acum vorbim puțin și despre partea asta mea, chiar dacă e final. Spune-mi tu, Sara. Pentru mine n-a rămas moartă ideea asta de actorie. A rămas într-un fel acolo activă, acolo rămas, să zic. Puțin, dar e cumva într-o comă indusă, dar există, știi, acolo, e viața acolo. În sensul în care vreau să mai joc
măcar o dată sau într-un context ceva să mă reîntorc acolo, pentru că îmi creează o stare și o plăcere aparte pe care nu o trăiesc în alt context. Uh-huh. Și sigur m-am gândit că, mai știi ceva, hai să fac și eu un EATC, dar îl fac mai târziu în viață, când poate nu mai am presiunea că e prima facultate, că e meseria pe care mi-o aleg, că trebuie să fiu neapărat bună, să iau note mari, să-mi fac conexiuni, să prestez cât mai bine, ci să o fac doar din dorința de a trăi și experiența asta, adică doar pentru experiență, fiind detașată de posibilul eșec de după, adică nu sunt bună de nimic, nu mai ia nimeni, nu mă pricep și așa mai departe. Se pare un gând extraordinar. Mi se pare o raportare foarte bună. Pentru că când vrei la 17 ani să dai la actorie, la 17 ani să dai la actorie, te simți presat. Și foarte presat de părinții tăi care ar vrea să faci ceva care ți-ar aduce niște bani mai repede, o stabilitate mai repede. Uh-huh. Faptul că nici nu știi dacă o să intri, nu știi dacă o să ai proiecte, nu știi dacă de fapt o să termini facultatea și o să faci ceva. Nu știi. Și mulți se aruncă cu tupeu, fără tupeu, cu timiditate, fără timiditate, cumva unii se aruncă. Dar mi se apreciez foarte mult oamenii care, ca tine, care spun exact chestia asta. Băi, mi se pare că mi-ar plăcea foarte mult să fac asta, dar vreau mai întâi să fiu eu bine cu mine, ca să nu trebuiască să risc foarte multe lucruri. Și nu mi se pare să stric experiența. Să-ți strici experiența, uite, ai zis-o foarte bine, pentru că mi se pare că am stricat-o pe anumite părți. Sigur, poți să nu regreți nimic din ce ai făcut, dar dacă aș putea și n-aș consuma încă 3 ani din viața mea, aș face din nou un ATC. Doar pentru a-l face puțin diferit. Dar asta din mai multe motive și am mai stat încă 2 ore. Dar mai avem timp, mai viu atât toamna asta când lansezi melodie. Op așa. Deci, încă o dată, îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Îți mulțumesc tare mult. Abia aștept să mai revii. Și spune-mi tu, Câmpina, ce ți s-a părut cel mai interesant din episodul de astăzi?